Practica antrenării minții este cea mai clară și mai abilă cale de a obține fericirea din mintea noastră. Tehnica Mahayana, numită Lojong, transformarea gândirii sau antrenamentul minții, se referă în esență la transformarea oricărei situații într-una care sprijină calea spirituală. Alegem să vedem fiecare situație ca fiind pozitivă, folosind orice situație pe care o întâlnim ca pe un mijloc de a ne dezvolta mintea cu compasiune și înțelepciune. Nu există nicio situație rea, în afară de ceea ce este etichetată din mintea noastră. Am putea la fel de bine să o etichetăm drept bună. Practica budistă fundamentală este de a nu face rău altora. Cu toate acestea, atunci când suntem supărați, atașați, geloși și așa mai departe, ne facem rău și nouă și celorlalți. Transformarea gândirii este o modalitate incredibil de abilă de a inversa acest lucru, în care tot ceea ce facem este în beneficiul nostru și al celorlalți. Această practică devine mult mai ușoară atunci când vedem că urmând gândul prețuirii de sine ne dăunează și că mersul împotriva lui ne ajută. De exemplu, atunci când cineva se enervează pe noi, reacția noastră obișnuită este să ne enervăm și noi pe el. Dar prin aplicarea tehnicilor de transformare a gândirii, putem ajunge să-i vedem ca pe cei mai buni prieteni ai noștri, apreciind cât de mult avem nevoie de furia lor pentru a ne învinge nerăbdarea și astfel să ne desăvârșim perfecțiunea răbdării, o condiție necesară pentru atingerea iluminării. Și apoi îi vedem ca pe o bijuterie prețioasă, ca pe niște profesori minunați. Asta nu înseamnă că acțiunile lor împotriva noastră sunt neapărat bune, ci doar că reacția noastră la ele poate fi benefică sau nu. Inversarea tendințelor noastre egoiste obișnuite și antrenarea minții noastre de a acționa pentru ceilalți este nucleul practicii de transformare a gândirii. Fără o astfel de transformare radicală, nu putem spera să ne dezvoltăm marea compasiune, bodhicitta și toate celelalte minți care duc spre iluminare.